Băze, nu știam. Alex Găvan a pornit pe 10 aprilie alături de colegul său Mihnea Rădulescu spre vârful himalean Makalu, aflat la granița dintre Nepal și Tibet. Datorită unor probleme legate de aclimatizare, Mihnea a abandonat ascensiunea la 6800 de metri. Alex a reușit să atingă vârful în data de 12 mai. A fost o surpriză destul de plăcută pentru mine, pentru că Makalu e considerat unul dintre cei mai grei munți de peste 1000 de metri, sunt 14 în total. Și ascensiunea mi-a reușit la doar 20 de zile după ce am sosit în tabăra de boază. Expediția nu a fost însă una ușoară. Viața pe munte este aspră și mulți nu reușesc să reziste. Alpinistul român a primit două vești triste în drumeția sa și totuși a avut puterea să continue ascensiunea. Doi dintre cunoscuții mei nu s-au mai întors. Un spaniol, Iñaki Ochoa, în Annapurna, și un italian, Carl Unterkircher, unul dintre cei mai buni din lume, cei mai buni alpiniști din lume, a căzut într-o crevasă. Alex a încercat pentru a doua oară să cucerească vârful tibetan Gasherbrum 2, dar riscul avalanșelor l-a oprit din nou. El susține însă că nu și-a abandonat acest vis. Probabil o să las peste ceva ani buni, pentru că la anul deja planific încă două expediții himalaiene, tot pe vârfuri de peste 1000 de metri. Alex Găvan este cel mai tânăr român care a urcat pe un vârf de peste 8000 de metri, performanță pe care a reușit-o în 2006. La numai 10 luni după această realizare, Alex a devenit primul român care a pășit pe vârful dificilului Gasherbrum 1. Această ascensiune a adus titlul de sportivul anului 2007 la alpinism de altitudine.